Câți metri cub de apă se duc pe apa Sâmbetei? Apă potabilă, tratată, scumpă. Unii mor de sete când nu au apă. Chiar aici, în București, mulți n-au apă curentă. Dar aici, uitați-vă, râu de apă, probabil în sectorul 3, pe Bulevardul Unirii, cam la colț Traian. Și uitați-vă ce risipă de apă. Ei stropesc gazonul. Și așa am văzut tot Bulevardul Libertății, tot Bulevardul Ghencea, mai ales în fața mega catedralei. Udă trotuarul și carosabilul. Înțeleg să-l uzi, măi, dar udă-l rațional, cu măsură. Ce-i cu apa asta? Aruncată direct în canalizație. Primarul de sector, primara capitalei, trebuie să observe asta. Puzderia de consilieri de toate culorile. N-ar trebui să vedeți asta. Sutele de polițiști locali și naționali. Cel mai probabil aici e o conductă spartă pe undeva. Nu cred că curge numai de la stropitoarele astea, că nu văd să aibă un adebet atât de mare. Dar aici debitul e enorm. Băi, nu mă stropi. M-au udat tot. Ia uitați-vă ce debit e aici. Bătaie de joc. Se duce în Dâmbovița. Apă filtrată, ionizată. Vai de capul nostru. Sectorul 3, București.